Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Vlog. În episodul de azi aș vrea să fac o prezentare și oarecum o testare al acestui termometru digital cu infraroșu de la NGTY, model T400A. Există și model T600A și fără în față, deci practic sunt 4 modele, T400, T600, T400A, T600A. Au respectiv semnifică faptul că se poate modifica emisivitatea, dar asta o să vorbim, cât am înțeles și eu de curând, ce înseamnă de fapt emisivitatea. Acest termometru digital, fără fir, a fost cumpărat de pe AliExpress la un preț foarte bun, practic aproximativ 4 euro. La momentul ăsta, când filmez, este 7 euro cu aproximație. Bineînțeles că nu am cumpărat la nimereală, m-am informat pe YouTube, de la un YouTuber chiar destul de mare, foarte mare, care de regulă cumpără fel de fel de obiecte normale, electronice și așa mai departe, de la diferite firme și le testează și vede care sunt mai bune, care sunt rele și așa mai departe. Iar acest model, mă rog, oarecum, de fapt modelul T600A, numai că acesta măsoară până la o temperatură mai joasă față de 600A. Și din câte am înțeles de pe canalul respectiv de YouTube, acesta e cam printre variantele care să fie și ieftin și bun. Hai să-l desfacem de aici, că prea multă vorbă strică. Să vedem un pic spatele, ce scrie pe el în engleză. Oricum nu e mare lucru. Avem și o mică foaie cu niște instrucțiuni. Termometrul, bineînțeles că nu a venit cu baterii, asta pentru că se transportă cu avionul, dacă am înțeles bine, pe AliExpress și nu au voie să pună baterii, acumulatori. De asta când cumpărați de regulă acumulatori lithium-ion, vin mult mai greu în comparație cu alte produse. Acestea de regulă vin în 9 zile, 9-15 zile maxim, deci cam până în 2 săptămâni ajunge produsul. Asta am observat eu în ultima perioadă de pe AliExpress. De fapt, cred că în ultimul an au introdus livrarea asta mai rapidă. Așa arată termometrul. În zona asta există un laser, doar pentru a indica, pentru a îndrepta zona unde măsoară. Nu măsoară cu ajutorul laserului, bineînțeles, și cu ajutorul unui senzor din zona asta. O să-l vedeți puțin mai târziu. Aici îți arată cu cât te îndepărtezi de zona măsurată, cu atât raza de măsurare e mai mare. El practic nu măsoară într-un punct fix, măsoară o zonă mare, un cerc. Face o medie, probabil, dacă am înțeles bine, în cercul respectiv. Sper să nu mă înșel, spuneți voi în comentarii. Avem 3 butoane. Hai să vedem manualul prima dată, rapid. Aveți și un tabel. Ce înseamnă de fapt emisivitatea? Înainte să caut astfel de termometru, nici nu știam ce înseamnă, practic. Conform DEX, emisivitatea este referitor la emisie, material care are proprietatea de a emite radiații, lumină. Și observăm că aluminiu are 0,3, fierul 0,7, gheața 0,98 și așa mai departe. Bineînțeles că termometrele astea cu infraroșu, de la modelul ăsta, care au A-ul respectiv, emisivitatea se poate regla. Cele fără A au emisivitatea fixă de 0,95. Haideți să introducem bateriile. Am eu unele. Se introduc baterii 3DA, celule 3DA, două în serie, de 1,5V fiecare. Hai să învârt cu mâna. E bine, gata. Pentru a măsura, apăsăm pe acest buton de aici. Și, bineînțeles, valoarea măsurată rămâne pe ecran. Iar ecranul ar trebui să se stingă peste câteva secunde. Da? Dacă apăsăm din nou și ținem, practic el se actualizează, el măsoară oarecum în continuu. Nu în timp real, dar de ordinul milisecundelor, mi se pare că scrie pe foaia respectivă. Și, bineînțeles, se aprinde acel laser, e un laser, pentru a indica zona oarecum unde măsoară. Trebuie să țineți cont că nu măsoară exact în punctul respectiv, ci o zonă anume. Pentru a aprinde
se astinge lumina de fundal, apăsăm pe butonul acesta. Pentru a arăta în Celsius sau în Fahrenheit, apăsăm pe butonul roșu. Ne afișează în Fahrenheit sau în Celsius. Apăsând pe acest buton, alegem dacă se aprinde acel laser sau nu. Da? Am dezactivat laserul și dacă apăsăm pe butonul de jos, laserul nu se mai aprinde. Da? Dar el practic măsoară. Asta ca să vă dați seama că nu măsoară cu ajutorul laserului respectiv. La prima vedere, cu mult timp în urmă, așa mă încurcam și eu. Bun, hai să activăm laserul ca să se aprindă în momentul când apăsăm pe acel buton de jos. Cum reglăm emisivitatea? Apăsând lung pe butonul roșu, de unde putem schimba din Fahrenheit în Celsius. Pardon, din Celsius în Fahrenheit. Și se observă că aici putem regla emisivitatea. Aici mărim, deși foarte straniu, mă așteptam în zona asta să mărească și aici să scadă, da, în fine. O să las unde a rămas, la 0,95. Ca să fiu sincer, am un alt termometru prin această zonă, e unul mai vechi, și măsoară foarte practic acum este exact 29,6 grade Celsius, iar acela tot 29,6 grade Celsius. Hai să vă arăt. E un termometru bizar. Da, interesant. Am pus acest multimetru pe partea de măsurare a temperaturii, deși nu este o comparație bună, e doar mai mult în joacă, deoarece fără să dădem drumul să încălzească un pic mai mult aceste rezistoare, vom vedea că ăsta nu măsoară, e diferență destul de mare. Da? Vedeți că aici măsoară 20,5. Da, probabil trebuie să reglez și emisivitatea. 0,3 trebuie reglat. Conform acestui tabel, pentru aluminiu trebuie reglat la 0,3. Încercăm. Ia să apăsăm din nou. Nu prea e mare diferență, dar în fine. Vedeți că măsoară foarte ciudat cu toate. 0. Uitați. Pe Captain Tape-ul ăsta de aici, banda respectivă măsoară, da, câteodată e straniu. Pe multimetrul meu de la Kiwitz măsoară 16 grade Celsius. Asta e undeva la 19,6. Dacă dădem drumul, rămâne temperatura respectivă, ultima dată măsurată. Da. Bun, am alimentat cele două rezistoare doar pentru a se încălzi, pentru a face comparație. Avem 22 de grade Celsius. Hai să măsurăm acum. 22. Ok. Măsurăm la distanța de aproximativ câțiva centimetri. Vedeți că cum ducem către altă zonă, măsor foarte bizar. 30 de grade acolo. Măsor pe rezistor. Exact pe rezistor, cât de cât pe rezistor, cred. 23-24 de grade, da, pe aluminiu direct, 32. Hai să reglez emisivitatea înapoi cum era de pe default. De fapt s-a... da, că se resetează fiecare dată. Hai să reglăm la... Am uitat că de fapt cum se stinge ecranul se resetează. Să reglăm la 0,3. Cum ne indică de fapt acea foaie, acel tabel. Ia să vedem acum. Un moment că e reglat pe Fahrenheit. 38 de grade. N-au cum, trebuie să focusez orul pe unul ori pe altul. 33 de grade. Termometrul nostru cu infraroșu 40 și ceva. 49. Da. E diferență între ele. 37. Și măsor tot pe undeva prin zona respectivă. Dar cu cât îndepărtăm precizia... Na, măsoară pe o rază mai mare. Cu cât ne apropiem, ci că teoretic măsoară mai exact. Da. Nu trebuie să mă învăț cu astfel de aparat, încă nu m-am obișnuit cu ele. Haideți să desfacem, să vedem interiorul acestui termometru cu infraroșu. Trebuie să vă spun că nu m-am documentat înainte, nu l-am desfăcut dinainte, deci prima dată... Hai să încerc. Nu îmi trebuie șurubelnic aici. Deci acest clip cu desfacerea
Pentru a vedea interiorul termometrului e mai mult spontan. Mă rog, voi edita la clipul cât de scurt posibil. Scoatem bateriile. Avem 4 șuruburi. Să deșurubăm. Toate cele 4 desfăcute. A trebuit să desfacă ușor. Nu mai avem alte șuruburi, nu? Că nu prea se vrea să desfacă partea de sus. Are clipuri? Da, are clips. Ok, s-a desfăcut. Facem cu grijă că vreau să mai utilizez acest termometru. Laserul ăla nu pot să-l scot. Să dezlipim cele două conductoare. Oricum, scrie destul de clar unde e plusul, unde e minusul. Deci nu mai trebuie să-mi fac griji. Deci scrie BL într-o parte de la backlight. Da. Laserul iese în zona aia, dar nu știu dacă pot să-l desfac ca să-l vedeți mai aproape. Nu o să pot, îl las acolo. Zona asta. Nu, am crezut că se și deșurubează ceva. Nu. Să dezlipim și conductorile astea. Aici. Un moment să iau o penseta. Să dezlipim. Și partea de backlight. Că avem notat plusul și minusul. E lumina acelui ecran din față. Să deșurubăm. Avem 4 șuruburi. Să-l desfacem ușor. Gata. Partea asta a PCB-ului. Sub acele lipituri. Pe partea cealaltă avem senzorul, aici avem buzzer, știți deja acel sunet, de aici vine. Bine măcar că șuruburile nu sunt la fel. N-ai cum să le încurci. Da. Și acesta este senzorul. Îl vedeți mai aproape. Avem 3 tranzistoare bipolare, J3Y, multe condensatoare ceramice și rezistoare, dar bineînțeles integratul este cel de aici, e sub această zonă neagră. Clar că nu e mare lucru în acest termometru. Gata, am asamblat termometru cu infraroșu. Acum să vedem dacă mai funcționează cumva. Mai știi dacă l-am stricat? Nu l-am stricat, domne, funcționează în continuare. Da. Funcționează bine. Încă un lucru la final, de care trebuie să spun, deoarece am uitat. Practic, modelul T400A sau T400, diferența între cele modelele cu A și fără A este că cele cu A pot ajusta și emisivitatea, cele fără A nu pot seta emisivitatea. T400 sau T400A, ca în cazul de față, măsoară până în 400 de grade Celsius și T600 sau T600A până în 600 de grade Celsius. Și bineînțeles, toate cele 4 modele măsoară de la minus 50 de grade. Cam mai să termin acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!